În municipiul Soroca va fi amenajat un scoar nou. În partea de deal a orașului au început deja lucrările de construcție a spațiului public de agrement. Proiectul este parte a programului Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX în parteneriat cu Primăria municipiului Soroca. În acest sector al municipiului Soroca sunt amplasate câteva blocuri de locuințe. În zona locuiesc multe familii cu copii care nu aveau un spațiu de odihnă și agrement. Astfel a pornit ideea de înființarea unui scoar care va fi construit de la zero. Am așteptat tare mulți ani de zile noi să avem așa o frumusață în marginea orașului. Tare mulți tinerieți sunt aici și au copii. Este foarte important pentru că avem o familie în doi copii și avem nevoie undeva să... distrez. Locuim aproape traseu și nu avem unde să-i scoatem la plimbare. Lucrările de amenajare sunt în toi. Dacă vremea va fi favorabilă, proiectul se va încheia până la sfârșitul acestui an. La moment merg lucrările de pavaj, sunt începute de săptămâna trecută, merg într-un timp normal, lucrările de teresament au fost executate. Urmează a fi instalate 4 foișoare, lumina electrică și copaci. În acest proiect, cu o contribuție financiară, vine și Primăria municipiului Soroca. Municipalitatea este responsabilă de plantarea în zona copacilor decorativi și de instalarea foișoarelor. Acest proiect este foarte important pentru municipiul Soroca, și anume pentru locuitorii din partea de deal, pentru că în cadrul implementării lui va fi rezolvată o problemă, lipsa unui spațiu de agrement pentru toți locuitorii din partea de deal. Primăria urmează să planteze arbuști, iarbă verde și să planteze în mijlocul spațiului un brad pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Costul proiectului se ridică la aproape 2 milioane de lei, dintre care aproximativ 600.000 de lei este contribuția Primăriei Soroca.